a murit Vera Putina. De ce se spune că este de adevărată mama a liderului rus? De-a lungul multor ani, Vera Putina a pretins că este mama adevărată a lui Vladimir Putin, actualul lider de la Moscova. Potrivit relatărilor, se spune că Putin ar fi rezultat dintr-o aventură pe care Vera a avut-o cu un bărbat căsătorit. Cu toate acestea, Vladimir Putin a negat ferm aceste afirmații pe parcursul timpului. Vera Putina a murit. Conform publicației britanice Mirror, s-a aflat joi că presupusa mamă biologică a lui Putin, Vera Putina, a murit în sărăcie în Tbilisi, capitala Georgiei. De-a lungul anilor, Vera a afirmat că Putin este fiul ei, rezultat în urma unei relații pe care a avut-o cu un bărbat căsătorit. Pe parcursul vieții, Vera Putina a dezvăluit că l-a trimis pe Putin în Rusia atunci când acesta avea doar 10 ani. Se spune că președintele rus a avut o copilărie dificilă, marcată de abuzuri și neglijență din partea tatălui său, Vitrec, George, în orașul Metechi, din Ihorichea. Vera a afirmat că l-a trimis pe Vladimir Putin să locuiască cu bunicii săi în Ochior, Rusia, din cauza abuzurilor pe care le-a suferit în copilărie. Aceasta a afirmat în timpul vieții că l-a pe liderul rus Zivova, iar cu toate că regimul de la Moscova a respins vehement aceste afirmații, considerându-le o prostie. Femeia a prezentat în timp mai multe fotografii în care susținea că acestea sunt cuți, fiul ei. În plus, există o asemănare izbitoare între persoană din fotografiile respective și liderul rus. Potrivit celor mai recente informații, după o perioadă lungă de sărăcie, Vera a încetat din viață la vârsta de 97 de ani. Într-unul dintre interviurile sale, Yasia a exprimat dorința de a nu muri fără că-ți vova, Nere Vladimir Putin, să o vadă și să-i vorbească măcar o dată. Îl văd adesea în visele mele, dar nu vrea să vorbească cu mine. Atât în viață, cât și în vise, este supărat pentru ceea ce am făcut, nu mă poate ierta, susținea-i adevărata mamă-i a lui Putin. Liderul rus a fost abuzat psihic în copilărie. Femeia a relatat că, deși George nu l-a agresat fizic pe copil, Vladimir Putin nu și ascunde antipatia față de el. Tatăl vitreg amenința adesea că îl va alunga din casă și nu vorbea cu el. Nu l-a agresat fizic pe copil, dar Vova nu și-a ascuns antipatia față de el, a amenințat adesea că îl va da afară pe nenorocitul din casă. Nu vorbea deloc cu copilul. Vova suferea și el ura, dar îi era și frică de bărbat și nu îndrăznea să ridice vocea, o mai spunea presupusă mama a președintelui. În arhivele din orașul Metechi se regăsește un anume Vladimir Putin care a fost înscris la școala din Metechi între anii 1959 și 1960, fiind înregistrat ca georgian, nu rus. Această informație adaugă un element interesant la povestea vieții timpurii lui Putin și arată că aspectele legate de naționalitate și origine au jucat un rol în identitatea sa. În schimb, versiunea oficială a copilăriei lui Vladimir Putin indică că s-a născut în 1952 la Sankt Petersburg și a fost al treilea fiu al cuplului rus Vladimir Putin Sere și Maria Shelomova. Potrivit acestei versiuni, Ambii părinții ai lui Putin au murit în anii 1990, iar el afirmă că frații săi au decedat la o vârstă fragedă.